Următoarea concurentă ce va păși pe scena festivalului se numește Bianca Elena Ologu, are 16 ani și vine din Pătârlagele. În această seară speră să ne convingă că șansa e de partea ei pe muzica lui Ionel Tudor și textul Andreei Andrei. Constantin Stănculeanu este profesorul său în prezent, dar talentul său a fost descoperit de domnul Vali Roșu. Se consideră o fire ambițioasă și creativă, dar ne-a mărturisit că uneori emoțiile o copleșesc. De aceea, haideți să o ajutăm să scape de ele și să o întâmpinăm cu aplauze pe Bianca Elena Ologu. Dacă ceva mă doare sau este drumul greu, dacă ceva se stinge de pe cerul meu, îmi regăsesc puterea, forța de-a mai spera, și nu mă simt învinsă cât mai pot visa. Dacă viața e un pariu, voi câștiga, e rândul meu, șansa-i de partea mea. Dacă ceva vreodată îmi las un gust amar, spun că eu zi și mâine când voi râde iar. Chiar de sunt mii de praguri ca și ar mă ridic, dacă ceva mă doare îmi spun nu-i nimic. Mereu, de asta simt că este râd.